Hello, minunaților! Ce faceți? Dragi mei, uh, am un citat favorit și vi l-am spus de nenumărate ori. Uh, Cel al lui Buddha, care spune Gândirea ucide trăirea. Cât de tare, nu? Pentru unii, o idioțenie. Da, prost, și Buda ăsta, ca și Isus. Ca și Mahomed, care vorbeau toți despre același lucru. Niște tâmpiți, da. Voi sunteți deștepți, ăștia cu puterea gândului, ăștia care gândiți voi, gândul este energie, care manifestați voi material. Da, ăștia, restul, toată lumea, toată pleada asta de înțelepții dinaintea lumilor, sunt proști. Nu e pentru voi materialul ăsta, ieșiți acasă. Gândirea ucide trăirea. Bă și în Biblia asta minunată ortodoxă se mai spune o poveste. O poveste, da. Că izgonirea din rai, deci din bine, din frumos, din fericire, din beatitudine, din abundență, din astea, s-a întâmplat atunci când au mâncat ăștia din pomul cunoașterii. Deci, atât cum se pupă lucrurile ăla, spunea gândirea ucidă trăirea. Ăștia că au fost curioși să cunoască, deci să știe, să gândească, au fost luați afară de la bine. Și au început să trăiască suferința binelui și a răului. Da, suferința binelui și a răului. Vorbim aici doar de niște extreme conceptuale, ireale, de fapt. Și... O să facem un live pe TikTok la ora 21 vineri seară fix despre capcana mortală a lui Aști. Da, despre nevoia de a ști. Acea nevoie de a ști cum, acea nevoie de a ști de ce, care vine din, cum din ce? Din lipsă. Când ai o nevoie, îți lipsește ceva. Acea lipsă uh, Subtilă la unii, să spunem interioară, care tulbură masiv echilibru psihosomatic însoțit de tensiunea dorinței. Dorința de a ști. De ce este acest lucru aparent rău sau nociv? Și de ce este esențială realizarea diferenței între a ști și a fi? discutăm într-un mod caterincos, după cum știți, în live-ul de mâine seară, vineri, ora 21, canalul Terapia Prezentului, de pe TikTok. Libertate totală deja. Să vedem ce iese. Vă pupă fratele vostru și dacă vă interesează, veniți. Dacă vreți doar caterincă, veniți. Dacă vreți să fiți înjurat când puneți întrebări tâmpite, veniți. Dacă vreți să ne luăm la mișto, veniți. Dacă aveți gânduri serioase și întrebări existențiale, duceți-vă dracului. <laughs> ne vedem vineri seară, terapia prezentului pe TikTok, live orele 200.